Unde e tot cei care doresc să personeze, să fac o apicultură, fie de pasiune, fie de hobby, fie de venit suplimentar sau cât mai mult pentru individuii profesioniști, cu cine să stază în încărcări, de a participa la curs. Emisiunile noastre nu-și doresc să fie un suport complet informativ și de a stârni interesul dumneavoastră de a face o performanță în apicultură, indiferent de nivelul de apicultură pe care o facem fiecare dintre noi. Și mai mult de atât să înțelegem și să iubim albina. Mulțumesc domnului Nicolae, domnului Mircea Nicolaescu, mulțumesc lui Gabriel, mulțumesc și ție Sebastian și lui Gabriel. Rămâne cu drag să ne reauzim într-o altă ediție. Ionel, doresc să ne reprezinți Hobriul la Bruxelles, să ne susții cauza și să evoluăm și noi. De-aia suntem încă în Europa, nu? Ne dăjduim să putem avea o voce. Și să fie unitară. Să fie unitară. Îmi pare rău că doamna Lina Varadi nu a putut să intre în seara aceasta, avea și dânsa noutăți de lucrurile care s-au întâmplat în țările vecine și în Bruxelles, Europa. De ce nu? Sperăm că apicultura și apicultorii vor avea o perspectivă optimistă, nu una fatalistă, care de când dată o revendicăm, o redescoperim fiecare în relaul în care ne desfășurăm. Multă sănătate vă doresc, noapte bună. Multă sănătate, mulțumesc pentru invitație, Ionel. Sănătate. Sănătate și numai bine. Cu brațul. Numai bine. Noapte bună. Am închis transmisia. Da? Da, am închis transmisia. Ne-am oprit aici. Da. Foarte bun. Asta a fost. Mulțumim frumos, domnul Mircea. Domnilor, să aveți baftă, pentru că ce se întâmplă? Nu crezi, am o carte aici de apicultura în epoca medievală. Să nu aveți credit că vreodată nu au fost măgării asupra apicultorului. Adică când se știe. Iar ăștia la noi în România, parcă e un făcut. Văcăritul, fumăritul, toți care se opuneau impozite, s-au făcut până la domniile Fanariote. La 1600, când turcii au trimis domniile Fanariote, au fost că ăștia ai noștri greșeau în totalitate. Aia ce să mai discutăm, că ne doare cap. Da, eu am primit traptul la așa ceva fi la Amstel și va vorbi domnul Fetea, un politruc, și va vorbi domnul secretar Botănoiu, tot un politruc. Și vor mai vorbi doi politruci din Bulgaria, iar la sfârșit vom avea sesiune de întrebări și răspunsuri. Și mă întreb... Știi ce se întâmplă? Singurul lucru care este la papagalii ăștia este, cum să spun, trebuie să copie sistemul ăsta american. În sistemul american este ordine, domnule. Pentru că nu degeaba au ajuns, nu au ajuns să încearcă. Păi, de exemplu, acum 40 de ani se plătea impozit numai pentru miere. Știi cât plătea impozit un stupar pe an de zile? Câtă contravalarea două borcane cu miere. Deci atât era impozitul. Și American Bee Journal a publicat un material și, domnule, după cum se vede, apicultura asta este foarte nerentabilă. Să dai două borcane de miere e foarte puțin, nu iesă bani. Dar știți ce e interesant? În ultimii 20 de ani nimeni nu s-a lăsat de apicultură. De ei nu știau americanii, ei nu luau bani pentru lui la pachet, polen, măci, nu luau bani, impozit, polenizare, nimic. Pentru că știau că apicultorii pot câștiga la nivel mondial 500 de milioane de dolari, dar poporul, lumea câștigă 50 de miliarde prin polenizare. Ăștia de la noi ai iurea. Pune impozit pe stup. Ai 7, plătești impozit. Tu de bă, dracul, ești exact ca în vremea domniilor, până la domniile Fanariote. Pentru că la domniile Fanariote s-au pus impozitul pe obști. Și cu cât erau mai mulți în sat, cu atât plăteau mai puțin. Și după aia, de la 1600,
Românii noștri erau în Băjenii, până aproape de Kiev, 150 de kilometri, la Belaia Țerskaya, și erau pe malul Mării de Azov. Trăiau cu tătare mai bine, cu rușii, cu cazaci, dar nu puteau trăi în țara lor. Se repetă ca la papagal după 400 de ani. V-am pupat, noapte bună! Mulțumim frumos, noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! No, o cură și pe asta, domnilor. De-abia aștept să vedem ce se ne poate discuta. Ușor ce va fi următoarea emisiune. Gabriel, n-ai fost la cursul de inițiere în seminar. Nu, evident că nu. Nu e pentru ăștia ca noi la cursul ăla pentru altceva. E pentru alții și pentru alte scopuri. Dar asta e. M-am mușcat de limba să nu-l felicit de... Ticianu, că a avut undeva la 60% iubitor de alterase. Păi, probabil, iubitorii ăștia singurii care, sau singurii, majoritatea acestor iubitori de alterase se mai uită, mai vor să facă comparații, să își dau seama că totuși, hai să o spunem și așa, bine, asta cu Carpatina e o fie minunată, dar nu e selecționată, e sălbăciune, o portă acum o nouă modă, e mai veche. Cumpără carnica din Austria sau Germania și prin Carpatine în România. Acum văd că e un întreg marketing legat de carnica, un grup care vrea să spună că e o minune. Ok, să fie o minune, deci mă îndoiesc. Dar asta e. Nu spun, are calitate de sare, nu pot să spun asta, dar să nu spun că n-ar fi ceva bun, dar... Deci dacă n-aud acolo, am avut stupii mei cu Bucfast cu mai mult albină lângă ăla cu carnica care avea mai puțin albină. Ăla au scos de 4 mai multe miere decât mine. Citat de domnul Tuturici. Păi, hai să fim serioși. Da, da, scos. Că eu curat la miere a fâia. Da, doar așa poate. Nu vorbeau pe hanguri că nu știu ce e lucrată pe nu știu ce e de la lucrat. Practicau un șac fastid de interia. Ce vă duci? Da, e numai bună aia, că mergi, adică merg eu cu fratele meu și cu încă cineva, mergem în pastoral, că chiar dacă poate aglomerăm prea mult unui lucru, dar na, mai facem cu rândul, mai ne ajutăm cum putem, că mulți mai lucrăm. Păi dacă ai o linie din asta bună, bine gândită, păi tu culegi la toți stupii din jur. Da, da. Foarte bine. Da, mi-au mai este sincer, dar au participat la inițiere. Nu m-am putut abține, abia era mic, care deja era mare cât cartoful, și l-am sunat pe Decebal și l-am felicitat. Domnule, te felicit, tocmai, uite, acum, după o lună de zile în care știam informațiile de persoanele, n-am putut, m-am făcut și băiatul mic, deși n-am... N-am făcut live sau n-am făcut nicio postare. Mi-am spus, te felicit, mentorul tău, un seminar, uite, e la curs de inițiere. Da. Duminică, la prânz, vom fi pe București, la 5 și 20 de ore, vom fi pe Bruxelles. Și vă fac prezent, dacă mulțumesc de bine de aplicători. O întâlnire organizată de Daciana Buracă Mâncel, în care vorbește Feta și Bătănoi. Discutăm cu câțiva din cu... și cu cel care pe mine m-a invitat și, mă rog, câțiva dintre ei. Aveam starea asta de lehamică și întrebam, mă, mai nu mai bine stai eu acasă la stupii mei, la familia mea, la copiii mei și mai pierd și două zile de muncă decât să mă plimb la Bruxelles, știi? Cu greu am cercit să merg. Da, dar pe de altă parte, uneori îți pare după aia rău că poate să putea face ceva și n-ai făcut. Adică, de mult, situația asta nu mergi cu multe speranțe, dar mai bine să mergi sau să încerci, chiar dacă poate nu... Doar să știi că ai făcut ceva sau că ai încercat să faci. Asta este, o să vedem. Nu știu dacă se poate face live de acolo, cineva spunea că e foarte costisitor să dau zile serizate.
roaming, dar să vedem cum lucrurile, dacă nu să încerc să fac niște lucruri. Ok. Ok. Ok, noapte bună, trebuie să mă culc și eu. Mâine dimineața am de livrat niște moci. Vor la treaba și bună. Noapte bună, sănătate.